toți să ne împăcăm odată, să arătăm că nu suntem o șatră. Aș vrea să fim din nou ce am fost noi altă dată, cu Ștefan cel Sfânt în frunte, să luptăm și să arătăm că știm și noi să să spun pe limba mea din nou ce am de spus, să demonstrăm că suntem și noi un popor european, chiar dacă tot mai mulți ne cred din alt neam. Sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Minune, Minune. Cândva de mult erau doi frați, războinici neînduplecați, și nimeni nu spera să-i vadă printr-o minune împăcat. Dar s-a deschis Strana TV, canalul nostru minunat, făcând pe loc marea minune ce în direct te-a invitat. Când au venit, erau certați, năpătăioși și aroganți, dar s-au pupat printr-o minune și au rămas îmbrățișați. Minuni, minuni, când așteptați, numai la noi. Mi-a plăcut emisiunea Minune, Minune. Bună ideea, domnului Patriarh, să facă o televiziune merită. Emile, de fapt, cred că o să mă duc și eu la televiziunea asta religioasă. Serios? La ce emisiune, Ioane? La Mă rog pentru tine. De ce? Pentru învierea ta politică, Emile. Foarte amuzant.